Ies la iveală noi detalii de la crima comisă în satul Corgeuți, Raionul Briceni. Poliția a identificat doi indivizi suspectați că ar fi tras dintr-o armă în bărbatul de 34 de ani. Oamenii lege au pus la dispoziție o secvență video în care se văd două persoane mergând noapte pe o stradă din apropierea casei decedatului, unde unul dintre ei avea în mână un obiect alungit, învălucit într-o pătură. Forțele de ordine nu exclud versiunea că individul avea în mână arma de foc cu care a fost comisă crima. Amintim că bărbatul de 34 de ani a fost omorât în noaptea de 17 spre 18 octombrie, fiind împușcat în propria lui curte. În urma expertizelor medico-legale, experții au depistat în interiorul craniului mai multe alice și containerul unui cartuș. Preliminar, victima a fost împușcată în regiunea capului dintr-o armă de foc. Pe caz a fost pornită o anchetă pentru omor intenționat cu omis cu o deosebită cruzime și din motive sadice, care se pedepsește cu 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață. În acest context, persoanele care au recunoscut indivizii din imagini și dețin detalii despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Confidențialitatea surselor de informare este garantată.